Bună ziua! Mă bucur că ați venit la această discuție și sper că să fie una cât se poate de utilă, ținând cont de actualitatea subiectului și importanța punerii în aplicare în sectorul nostru bancar a standardelor și bunelor practici europene. Am ținut să avem o întâlnire cu dumneavoastră, profesorii și studenții de la instituțiile de învățământ de profil economic, deoarece aveți în vizor evenimentele financiare bancare ce se desfășoară în țară și urmăriți în procesul de instruire și realizare a unei simbioze optime a teoriei și practicii. De această dată s-a optat pentru o comunicare online pentru a respecta cerințele sanitare în contextul pandemiei. Dar sper că totuși vom avea posibilitatea să discutăm din nou într-un cadru offline. Astfel, am plăcerea să vă anunț că recent Banca Națională a Moldovei a încheiat cu Banca Centrală Europeană un memorandum de înțelegere în domeniul supravegherii bancare. Mă voi referi în continuare la aspectele principale a acestui memorandum, precum și la contextul încheierii acestuia. În partea a doua a comunicării noastre de astăzi vom vorbi și despre supravegherea bancară din Republica Moldova pe care o vom putea îmbunătăți inclusiv datorită acestui memorandum. Așadar, memorandumul de înțelegere dintre Banca Națională a Moldovei și Banca Centrală Europeană în domeniul supravegherii bancare. Pe parcursul mai multor ani, Banca Națională este antrenată activ în procesul de reformare a sistemului bancar din Republica Moldova. Astfel, au fost obținute mai multe progrese remarcabile, între care putem evidenția alinierea cadrului de reglementare și supraveghere bancară la standardele Uniunii Europene și la cele internaționale, transparentizarea acționarilor în bănci, îmbunătățirea guvernanței corporative, cât a băncii centrale, atât și a băncilor comerciale, intrarea pe piața bancară de Republica Moldova a unor noi investitori cu renume, îmbunătățirea rezultatelor activității băncilor din țara noastră. Este foarte important că reformele promovate de Banca Națională a Moldovei s-au bucurat de un sprijin substanțial al partenerilor de dezvoltare, între care au fost un loc aparte revinii Uniunii Europene. În mod special, Acordul de Asociere Republica moldova uniunea Europeană, prin obiectivele stabilite în domeniul serviciilor financiare, reprezintă un instrument important pentru modernizarea și fortificarea sectorului bancar autohton servind totodată ca o foaie de parcurs pentru continuarea reformelor. Prin urmare, aș dori să profit de această ocazie pentru a-mi exprima deosebită recunoștință față de Uniunea Europeană, instituțiile acesteia și țările sale membre pentru asistența oferită în mod constant pentru deschidere și cooperare care au o contribuție relevantă la dezvoltarea sistemului bancar din țara noastră. De altfel, despre, fără, fără acest suport, reformele din sectorul bancar autohton nu ar fi reușit. În acest context, una dintre ultimele realizări semnificative este semnarea memorandumului de înțelegere între Banca Națională a Moldovei și Banca Centrală Europeană în domeniul supravegherii bancare. Această reușită este o confirmare concludentă a implementării cu succes a obiectivelor comune stabilite de țara noastră și Uniunea Europeană. În cadrul acestui acord, BNM și BCE s-au angajat să promoveze cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile de supraveghere în domeniul serviciilor financiare. De aici rezultă și scopul general al memorandumului. Și anume, BNM și BCE își exprimă disponibilitatea de a coopera și de a asigura un schimb eficient de informații în domeniul supravegherii bancare. Înainte de a trece la următorul slide, voi preciza că documentul a intrat în vigoare pe 20, recent, pe 22 septembrie 2020. Voi sublinia că importanța acestui memorandum constă în în faptul că va face piața bancară a Republicii Moldova mai atractivă pentru băncile europene. Memorandumul cuprinde domenii de cooperare, precum licențierea băncilor, evaluarea potențialilor achizitor de deținere calificate în capitalul băncilor, evaluarea persoanelor înaintate în funcție de membru a organului de conducere și în funcție chei băncilor. Supravegherea din oficiu a băncilor, controle pe teren la băncile și altele. În termeni practici, asta înseamnă că împreună cu Banca Centrală Europeană, BNM, va efectua aceste uh, exerciții de supraveghere. Conform articolul 7 din legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și articolul 128 din legea privind activitatea băncilor, BNM poate să încheie acorduri de cooperare și schimb de informații cu autoritățile care dețin competențe în reglementare și supravegherea sectorului financiar și din alte state. Voi sublinia că implementarea memorandumului va facilita exercitarea atribuțiilor de supraveghere de către Banca Națională a Moldovei și Banca Centrală Europeană. Chiar în textul memorandului se spune Cooperarea dintre BNM și BCE este esențială pentru a promova integritatea, stabilitatea și eficacitatea instituțiilor supravegheate de către cele două instituții. Așa cum am menționat, acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană se referă la obiectivele de stabilitate în domeniul serviciilor financiare. În articolul 58-59 din acest acord, Republica Moldova și UE au convenit să promoveze cooperarea dintre autoritățile de reglementare și de control competente, inclusiv prin schimbul de informații. Să asigure supravegherea independentă și eficace. De asemenea, un alt articol, 243, din acordul de asociere prevede că Republica, Moldova și UE fac tot posibilul pentru a garanta implementarea și aplicarea pe teritoriul lor a standardelor convenite la nivel internațional privind reglementarea și supravegherea sectorului de servicii financiare, inclusiv aplicarea principiilor de bază pentru supraveghere eficientă a sectorului bancar. Aceste principii prevăd între altele, că uh, mă refer la principiile Basel. Uh, principiile Basel preved între altele, că autoritățile naționale responsabile de supraveghere bancară trebuie să dispună de mecanisme de cooperare și schimb de informații cu autoritățile similare din alte state. Încheierea memorandumului între BNM și BCE reprezintă o confirmare concludentă a implementării obiectivelor comune privind serviciile financiare stabilite în acordul de asociere. Totodată, punerea în aplicare acestui memorandum va contribui la realizarea unui alt obiectiv aferent serviciilor financiare. Prevăzut în acord de asociere și anume asigurarea stabilității și integrității sistemului financiar din Republica Moldova în toate elementele sale. În continuare veți afla ce a determinat încheierea memorandumului uh, cu Banca Centrală Europeană. Este important de menționat că am avut un program de asistență din partea Uniunii Europene în, ca, în care Banca Națională a Moldovei a beneficiat de expertiză a două bănci centrale din Uniunea Europeană care s-au soldat cu îmbunătățirea substanțială a cadrului de reglementare și supraveghere a activității băncilor din țara noastră. Uh, voi deschide parantezele, am avut mare susținere din partea Băcii centrale a Olandei și Banca Centrală din Banca Națională a României. A fost aprobată legea privind activitatea băncilor în vigoare din 2018 și un set de acte normative pentru aplicarea acestor legi, care corespund celor mai bune standarde internaționale și europene, aliniate la cerințele internaționale Basel III, precum și la legislația relevantă a Uniunea, Uniunii Europene. Având în vedere progresele de armonizare a legislației bancare naționale la legislația UE, în noiembrie 2018, autoritatea bancară europeană a evaluat pozitiv regimul de confidențialitate aplicat în Republica Moldova în domeniul supravegherii bancare constatând că aceste, acestea corespund cerințelor din Uniunea Europeană. Ca rezultat a acestei evaluări, Autoritatea Bancară Europeană a inclus BNME în lista autorităților de supraveghere bancară din afara Uniunii Europene, ale căror regim de confidențialitate poate fi considerat echivalent celor aplicat din în țările UE. În scurt timp, după evaluarea pozitivă a regimului de confidențialitate aplicat de Republica Moldova în domeniul supravegherii bancare, BNME a aderat în anul 2019 la memorandumul de cooperare între Autoritatea Bancară Europeană și Autoritățile de Supraveghere Bancară din Europa de Sud-Est. Prin această aderare a fost instituit un cadru de cooperare și schimb de informații între BNME, și Autoritatea Bancară Europeană în domeniul reglementării și al supravegherii bancare. Vreau să subliniez că, grație reformelor promovate de BNM, Republica Moldova este singura țară din parteneriatul estic care este parte al acestui memorandum. Această recunoaștere internațională acordată de autoritate prestigioasă a Uniunii Europene facilitează cooperarea și schimbul de informații între BNME, și autoritățile de supraveghere bancară din Uniunea Europeană. Se deschide posibilitatea pentru participarea Băncii Naționale a Moldovei la colegiile de supraveghetori care monitorizează grupurile bancare din Uniunea Europeană. Cinci dintre aceste grupuri, cum ar fi Banca Transilvania din România, OTP Group din Ungaria, Intesa San Paolo din Italia, Procredit din Germania și Erste Group din Austria, operează în prezent în Republica Moldova. Voi face acum câteva referințe succinte despre Banca Centrală Europeană. Banca Centrală Europeană este o instituție a Uniunii Europene care, la fel ca și BNM, are drept obiectiv principal menținerea stabilității prețurilor. Începând din noiembrie 2014, BCE este responsabil de asemenea de supravegherea directă a instituțiilor de credit semnificative din zona euro. De asemenea, Banca Centrală Europeană supraveghează direct și instituțiile de credit semnificative din statele membre UE, a căror monedă nu este euro. În cazul în care între Banca Centrală Europeană și Autoritatea Națională respectivă a fost instituită o cooperare strânsă. Totodată, Banca Centrală Europeană supraveghează indirect instituțiile de credit considerate mai puțin semnificative. Aceste instituții sunt monitorizate în continuare de autoritățile naționale de supraveghere, în strânsă colaborare cu Banca Centrală Europeană. Astfel, Banca Centrală Europeană supraveghează și activitatea unor instituții de credit din UE care au filiale sau sucursale în alte țări, inclusiv în Republica Moldova. În continuare, mă voi referi la entitățile supravegheate care sunt vizate de memorandum. Memorandumul vizează activitatea băncilor din Republica Moldova, care sunt filiale, sucursale a băncilor semnificative din Uniunea Europeană, supravegheate direct de Banca Centrală Europeană. De asemenea, memorandumul se va aplica și în situațiile în care băncile semnificative supravegheate de BCE din Republica Moldova vor dori să între pe piața bancară din Republica Moldova sau UE, fie prin înființarea unei bănci noi sau a unei sucursale, fie prin procurarea de acțiuni dintr-o bancă existentă. În prezent, în Republica Moldova activează două bănci care sunt filiale ale băncilor supravegheate direct de Banca Centrală Europeană. Cum am menționat, este vorba de Banca Comercială Exim Bank, care este filială Băncii Intesa San Paolo din Italia și Banca Comercială Română din Chișinău este considerată filială a băncii Erste Group Bank AG din Austria. De asemenea, în Republica Moldova activează o bancă care este filială a unui holding financiar supravegheat indirect de Banca Centrală Europeană, și anume Banca Comercială ProCredit Bank, este filială a holdingului financiar ProCredit Holding AG din Germania. În prezent, băncile din Republica Moldova nu au filiale sau sucursale în Uniunea Europeană. Să examinăm acum câteva exemple de situații în care este necesară cooperarea între BNM și Banca Centrală Europeană pe baza memorandumului. Exemplu 1. Banca Centrală Europeană supraveghează o bancă din UE care are o filială în Republica Moldova. Să admitem că Banca Centrală Europeană inițiază supravegherea unei bănci din UE care are filială la noi pentru a realiza o supraveghere eficientă pe bază consolidată, BCE va acumula informații nu doar despre situația băncii mamă, supravegheată direct de Banca Centrală Europeană, dar și despre filialele acesteia. Astfel, întrucât BNM este responsabil de supravegherea prudențială a tuturor băncilor din Republica Moldova, inclusiv a filialelor băncii din străinătate, Banca Centrală Europeană va putea solicita de la BNM informații privind activitatea filialei respective din Republica Moldova. De exemplu, informații privind lichiditatea, solvabilitatea, limitarea expunerilor mari, etc. oricare altă informație relevantă supravegherii bancare. La rândul său, Banca Națională va coopera cu Banca Centrală Europeană în conformitate cu memorandumul încheiat și cu prevederile legislației naționale. Un alt exemplu. Exemplu 2. O bancă din UE supravegheată de Banca Centrală Europeană intenționează să înființeze o bancă în Republica Moldova. Pentru a începe activitatea în bancară în Republica Moldova, banca din UE trebuie mai întâi să obțină licența de la BNM. În acest scop, banca respectivă va depune la BNM o cerere la care va anexa documentele și informații prevăzute de legislația națională. BNM va acorda licența noii bănci numai dacă va fi pe deplin convinsă că aceasta poate asigura desfășurarea unei activități în condiții de siguranță și de respectare a cerințelor unei administrări prudente și sănătoase care se asigure protejarea intereselor deponenților și a altor creditori și buna funcționarea a sistemului bancar. În acest caz, având în vedere că Banca Centrală Europeană este responsabilă de supravegherea băncii din UE, care a solicitat o licență de la Benimie. Venimie se va putea consulta cu Banca Centrală Europeană și va putea solicita informații de la Banca Centrală Europeană necesară pentru a evalua dacă solicitatul întrunește condițiile legale pentru a primi licența de la Banca Națională în Moldova. Pe lângă memorandumul încheiat între Banca Centrală, Euro cu Banca Centrală Europeană, Banca Națională a Moldovei mai are încheiate acorduri sau memorandumuri similare cu anumite autorități de reglementare și supraveghere bancară din țările Uniunii Europene. Cum ar fi Banca Centrală a Ungariei începând tot cu anul 2020, Banca Centrală a Lituaniei începând cu anul 2017, Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară din Germania din anul 2014, și Banca Națională a României din anul 2001. Totodată, BNM are acorduri de cooperare cu mai multe bănci centrale din Europa de Sud-Est. Spre deosebire de acordurile sau memorandumurile încheiate de Banca Națională a Moldovei ca autoritățile naționale de reglementare și supraveghere bancară, Specificul memorandumului încheiat cu Banca Centrală Europeană constă în faptul că acesta vizează băncile supravegheate de Banca Centrală Europeană care se află în câteva state ale UE și anume băncile supravegheate direct și indirect de BCE în statele zonei euro. Pe slide vedeți care sunt țările membrii zonei euro. Băncile supravegheate de Banca Centrală Europeană care se află în statele din Uniunea Europeană care nu au adoptat moneda euro, în cazul în care între Banca Centrală Europeană și autoritatea națională competentă din statul respectiv a fost încheiată o cooperare strânsă. Recent, la 11 septembrie 2020, Banca Centrală Europeană a anunțat că va supraveghea direct anumite bănci din Bulgaria și Croația. În cele de urmă, mă voi referi la supravegherea sectorului, sectorului bancar în Republica Moldova. Voi sublinia în acest sens că banca națională continuă eforturile pentru asigurarea unei guvernări corporative sănătoase și transparentizarea acționarilor sectorului bancar, în vederea menținerii unui sector bancar stabil și a diminuării riscurilor la care sunt expuse băncile. În context voi reitera importanța trecerii la standardele de reglementare și supraveghere Basel 3, la fel a conformării activității băncilor noului cadru. Slide-ul pe care îl vedeți reflectă cei trei piloni pe care se bazează reforma Basel 3, și anume cerințe minime de capital și lichiditate, sistemul de gestionare a riscurilor prin prisma procesului de supraveghere și evaluare. Și, în ultimul rând, disciplina pe piață. Procesul de reformă a sectorului bancar din Republica Moldova se caracterizează prin mai multe elemente cheie, între care conformarea sectorului bancar cerințelor și regulilor aplicate pe plan internațional, ca sistem echivalent și comparabil. Dezvoltarea și promovarea celor mai bune practici de guvernanță internă la nivelul fiecărei bănci. Aplicarea cerințelor prudențiale pe bază individuală și, după caz, pe bază consolidată. Implementarea cerinței de fonduri proprii și utilizarea amortizoarelor de capital determinarea riscurilor și a tehnicilor de diminuare a acestora. De astfel, acestea au fost probabil că direcțiile cele mai importante de reformare a sectorului bancar din ultimii ani. Trecerea la Basel 3 este un angajament asumat în cadrul implementării acordului de asociere și acordului privind asistența macrofinanciară încheiată între Uniunea Europeană și Republica, cu Republica Moldova. Acestea includ în principal modificarea cadrului legislativ de, tra de transpunerea directivelor Uniunii Europene privind cerințele de capital și lichiditate, aderarea la memorandumul de cooperare între Autoritatea Bancară Europeană și Autoritățile de Supraveghere Bancară din Europa de Sud-Est, fortificarea Fondului de Garantare a Depozitelor, transpunerea în cadrul de reglementare a principiilor de combatere a spălării banii și finanțării terorismului, precum și multe alte direcții de reformare. Cu referință la supravegherea bancară din Republica Moldova, au fost adoptate mai multe acte normative interne pentru asigurarea unui proces complex și bine definit de supraveghere bancară bazată pe risc și anume regulamentul privind controalele pe teren. Metodologia de supraveghere și evaluare a băncilor, SREP, așa numitul. Procedura internă a băncilor, băncii Naționale Moldovii aferentă desfășurării atribuției de supraveghere bancară. Metodologia băncii Naționale Moldovii pentru evaluarea adecvării capitalului. Procedura privind evaluarea riscurilor de credit operațional și riscuri de piață. Începând cu anul 2019, Banca Națională a Moldovei efectuează anual supravegherea băncilor în baza procesului de supraveghere și evaluare SREP. Ca să deșifre SREP, este Supervisory Review and Evaluation Process. Acesta este principalul instrument de supraveghere prudențială a băncii naționale. Evaluarea SREP este efectuată în baza metodologiei de supraveghere și evaluare a activității băncilor, care se bazează pe prevederile ghidului privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare. Acest ghid a fost elaborat și aprobat de Autoritatea Bancară Europeană și este utilizat de toate autoritățile de supraveghere din țările Uniunii Europene. În două cuvinte, acest instrument, de fapt, asigură supravegherea bancară bazată pe riscuri. Este instrumentul nostru principal în acest sens. În cadrul procesului SREP are loc evaluarea modelului de afaceri a băncii, în cadrul de administrare a activității, a mecanismelor de control intern, a riscurilor prezentate și eventuale riscul prezente și eventuale, mă scuzați, precum și a lichidității și adicării capitalului băncii, care se finalizează cu determinarea viabilității băncii. Urmare trecere la Basel 3 pentru asigurarea unei guvernări uh, corporative sănătoase, băncile au revizuit structura organizatorică, chiar începând cu revizuirea și uneori chiar înlocuirea organelor de membrilor organelor de conducere, statutele și regulamentele sucursarilor și-au uh, și -au acordat regulamentele la cerințele legii în legătură cu schimbarea denumirii filialelor și sucursarilor și formarea comitetelor specializate. Astfel, în funcție de complexitate, băncile au creat comitete specializate ale Consiliului, a Consiliului de Supraveghere, cum ar fi Comitetul de Audit, de administrare a riscurilor, de numire și de remunerare. Totodată au fost constituite funcțiile de control intern, funcție de administrare a riscurilor, funcție de conformitate, funcție de audit intern. Dacă ne, ne referim la principalii indicatori financiari ai băncilor licențiate și ai sectorului bancar autohton, la situația din 31 august 2020, reținem următoarele aspecte. Peste 90% din activele băncilor sunt gestionate de investitori europeni. În ceea ce privește cotele de piață aferente activelor, de, depozitelor și creditelor, vedem pozițiile celor mai importante bănci. Moldova Groen Bank deține poziția întâi 28,4% din active și din depozite și 33,7% din credite. da Bank, poziția 2, 20,6% din active, 20,6% din depozite și 18,3% din credite. ce Victoria Bank, poziția 3, 15% din active, 15,2% din depozite. Uh, la situația din 31-12-2019, a a profit total net pe sectorul bancar a constituit 2 miliarde 254,8 milioane lei, dintre care cele mai mari sume ale profitului au fost obținute respectiv și de băncile mai mari, cum ar fi Agroimbank, Molding Bank și Victoria Bank. Tot în acest slide, dacă vă uitați atent, puteți vedea și cine sunt investitorii principali. În băncile din Republica Moldova și observați că la majoritatea băncilor avem investitori europeni. În ceea ce privește evoluția activelor, depozitelor și cea a creditelor pe sectorul bancar, parcursul a 8 luni ale anului 2020, remarcăm o creștere a indicatorilor. Astfel, activele s-au majorat cu 5 miliarde 753 milioane lei sau cu 6,3% depozitele și ele cu 4,5 miliarde lei sau cu 6,6% și creditele cu 2,35 miliarde lei sau cu 5,8%. Adică avem o continuă dinamică pozitivă în sector, necătând la turbulențele care le avem noi legate de criza provocată de COVID. Ceea ce, încă o dată, ne indică că sectorul financiar, chiar și în aceste condiții adverse, își îndeplinește funcția sa principală. Care este situația referitoare la lichiditatea sectorului bancar? La 31 august 2020, indicatorul lichidității curente a constituit 49,3%, normativul fiind de minim 20%, ceea ce înseamnă că noi suntem mult peste normativ și avem rezerve suficient de lichidități pentru a asigura creditarea economiei. La aceeași dată, indicatorul lichidităților pe termen lung a înregistrat uh, indicele 071, normativul fiind uh, mai mic de, uh, acest indice trebuie să fie mai mic de 1. Deci, indicele s-a majorat cu 0,11 puncte în perioada de la finele anului 2017 până la finele august 2020. Toate băncile respectă normele indicatorilor prudențiali cu privire la lichiditate. La 31.08.2020, rata creditelor neperformante pe, creditul, pe sectorul bancar a constituit 8,9% și, și a variat la bănci de la 3,4% până la 18,7% de la bancă la bancă. Noi tot, dacă să luăm perioada de referință, finele anului 2017, acest indice S-a diminuat substanțial cu 9,5 puncte procentuale. Cât privește rata fondurilor proprii, totale cumulativ cu alte, cu alte țări din Europa și în Republica Moldova, aceasta este înregistrată în prezent ca fiind cea mai înaltă. În celelalte țări, indicatorul respectiv variază de la 12 până la 23,4% în Serbia. Pe de-o sigur că acest indicator ne dă un mare confort, înseamnă că băncile sunt foarte bine capitalizate și sunt suficient de rezistente la risc. Și sper că noi vom găsi un echilibru bun între un nivel bun de capitalizare a băncilor pe viitor și capacitatea lor de a utilizare eficientă a capitalului. Cam astea am, am avut să vă povestesc. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, vă fi bucuros să vă răspund împreună cu colegii de la Banca Națională.